Copiii de la Palatul Copiilor vă prezintă un frumos program artistic cu ocazia zilelor Severinului. Îmbrăcați de sărbătoare în costume populare românești, copiii au cântat de-a răsunat strada Crișan. Înainte de a urca pe scenă, emoțiile au fost mari, dar niciunul dintre ei nu este la primul concurs. Severinul este în mare, mare sărbătoare și noi, ca în fiecare an, cum este tradiția, prezentăm un program frumos de melodii populare, specifice județului Medinț, dar și din folclorul național. Noi am pregătit pentru zilele Severinului dansuri și cântece populare. V-ați pregătit mult? Da, ne-am pregătit. Eu voi cânta Ce se aude mânecuță și măciriță cu trivoi. Costumul de unde l-ai? Din Gorj. 10 de severineni s-au oprit să asculte melodiile interpretate de tinerii talentați de la Palatul Copiilor, iar repertoriul a fost bogat, începând de la cântece populare până la jocuri oltenești. Yeah.